sa ešte. Se vedem, če. Čo ja máme. Așa, deci radical din 6 plus radical din 5. Vorbește, te rog. Haide. Așa. Da, să vedem încă o dată. Este vorba de neieșiți. Iată, ce credeți că avem acolo? Te rog să îmi spui tu ce avem acolo pe tablă. Ce este, ce vreți? Ce ți-a propus colegul tău să încercăm? Ce ne-a propus să rezolvăm, iată? Este o ecuație. O ecuație. O ecuație, cum să-i spunem, ce fel de ecuație este aceea? Exponențială. Da, este o ecuație exponențială. De ce îi spunem ecuație exponențială, te rog? Pentru că depinde de exponent. Necunoscuta este la exponent. Da? Necunoscuta este la exponent și atunci o să o numim ecuație exponențială. Tu ai vreo părere? Cum crezi că ar trebui să încercăm să rezolvăm ești ăsta? Lăsăm pe colegul vostru, îi propunem și lui. Vă rog să fiți foarte atenți în timpul lecției, așa cum și eu știți. Vă voi cere părerea tuturor. Ia să văd tu dacă ai vreo părere. Ce părere ai, Săchelară? Dacă ai vreun punct de vedere. Nu ai nicio inițiativă acum. Nu e nimic, nicio problemă. Ia să văd pe tine. Luăm pauza radical din 5 plus radical din 6. Da. Pe lângă radical din 5 plus radical din 6. Era cu minus. Ai văzut. Iată, colegii au sesizat că el nu a copiat corect egeșițiu, da? Deci este vorba de alt egeșițiu. Da, da, da. Dar dacă ai fi lăsat așa, hai să mergem pe greșeală, nu? Eu vă propun să abordăm egeșițiul așa în faza în care a dat el, cu greșeala respectivă. Notăm baza cu A sau cu... Nu numai baza, eu cred că ar fi aici cazul să te fi gândit că... Ce credeți că trebuia făcut? O notație, o substituție, na? Da? Ce credeți că trebuia notat? Ia să văd. La x pătrat minus x. La x pătrat minus x, nu? Sigur că da. Chiar să facem așa. Deci o să notăm radical din 6 plus radical din 5 totul la x pătrat minus x. Numai minus x, da? Așa. Notăm cu cine? Cu un T. Și după care cum continuăm? Ia să văd altă... Ia să văd cum vine. Ia uitați, pentru că te rog să fii atent. Cum mai poți scrie pe radical din 6 plus radical din 5 totul la x pătrat minus x plus 1? Plus 1 acela, de unde vine adunarea exponenților? De la mulțirea două puteri. Da. Așadar, trebuie să scrie T pe lângă, radical din 6 plus radical din 5, la puterea întâia. Că dacă era plus 2, la ce putere? Dacă era plus 2, era T pe lângă radical din 6 plus radical din 5, la a doua. Așa, clar. Plus, mai departe, plus, ia să vedem, plus... Foarte bine, foarte bine. Radical din 6 plus radical din 5, totul la puterea, a și spus cineva din clasă, la puterea minus 1. Foarte bine, corect. La puterea minus 1. Altcineva a spus că ar vrea să scrie altfel pe radical din 6. Așa că radical din 6 plus radical din 5 la minus 1 este la dus la numitor și va veni la ce putere va fost... La ce putere ar trebui să fi fost radical din 6 plus radical din 5? La ce putere? Te rog să vorbești tu. La 1 ar fi fost, nu? Dacă ar fi fost la minus 2, dus jos ar fi fost la a doua. Excelent, e corect. Bine. E egal cu 2 supra... Avem minus radical. Sigur, noi s-o vedem ca și cum ar fi niște constante, ce? Nu ne deranjează, da? Bun. Și acum ce credeți că trebuie să facem? Trebuie să modificăm radical din 6 plus radical din 5. Să scriu într-o formă care să apară radical din 6 plus 5. Radical din 5. Să avem aceeași bază. Am înțeles, dar trebuie să fii mai atent. Și cine se sesizează
Tu ai un punct de vedere, dar uite-te mai atent. Ce am putea face acum când vedem te pe lângă ceva plus te dăm pe te factor comun? Formidabil, asta este ideea. Dăm pe te factor comun. Te pe lângă radical din 5 plus radical 6. Nu cred că trebuie să mai spui în paranteză la întâia că n-are niciun rost. Așa. Plus te-o a fost dat în factor plus radical din 6 plus ăsta trebuie pus la minus 1. Ăsta e obligatoriu. Și atunci pune o paranteză dreaptă. Uite de aici începând. Așa. Ăștia doi nu mai merita să-i pun paranteză. Da? Pe primii doi. Egal cu 2 supra radical din 6 minus radical din 5. E, cât face acolo radical din 6 plus radical din 5 la minus 1, cum ai spus? 1 supra. Așa, hai să spunem te pe lângă, vorbește, te rog. Te pe lângă. Condutul, te rog, vorbește colega ta. Radical din 6. Nu mai vorbești tu. Radical din 6 plus radical din 5 plus 1 supra radical din 6 plus radical din 5. Închidem paranteza, egal cu 2 supra radical din 6 minus radical din 5. Excelent. Conducerea mai departe, fără să te mai uiți pe tablă. Acum, radical din 6 minus radical din 5, să scriem tot ca radical din 6 plus radical din 5. Am înțeles, dar de ce nu aveți răbdare să vedem? Colega voastră chiar vrea să spună un lucru interesant. Super radical din 6 minus radical din 5, îl putem scrie ca 1 supra radical din 6 plus radical din 5. De ce? Din formula radical din 5 plus radical din 6 pe lângă radical din 6 minus radical din 5, de 6 minus 5 dă 1. Excelent! Te rog să scrii tu pe tablă acolo. Iată, colega ta spune așa, că radical din 6 minus radical din 5, totul pe lângă. Pe lângă radical din 6 plus radical din 5, cât face? Face 1. De ce vine A la 2 minus B la 2, da? 6 minus 5 face 1. Și acum, în loc de... Hai să scoți pe radical din 6 plus radical din 5. Să-l scoatem de acolo. Și zicem, radical din 6 plus radical din 5 este egal cu cine? Cu cine? 1 supra. Așa. Radical din 6 minus radical din 5. Încât acum se duce colegul vostru și în loc de 1 pe radical din 6 minus radical din 5, cât o să scrie? Radical din 6 minus. Și acolo o să scrie 2 pe lângă, așa este? Da. 2 pe lângă. Și să scriem din nou. T pe lângă, hai. T pe lângă radical din 6 plus radical din 5. Plus 1 supra. Hai, vorbește, te rog. 6 plus radical din 5. Da. Egal cu cât am spus? Ia să vedem. 2 pe lângă. Dar nu, păi tocmai 1 supra a fost transformat? În ce a fost 1 supra? Așa. Deci 2 pe lângă radical din 6 plus radical din 5. Sigur că da. Așa este copii. Iată, așa arată ieșițul acum, după ce am făcut acest calcul. Deci arată T pe lângă radical din 6 plus radical din 5 plus 1 supra radical din 6 plus radical din 5 egal cu 2 pe lângă radical din 6 plus radical din 5. Corect. Ei, fiindcă a apărut radical din 6 plus radical din 5 peste tot, parcă mi-ar fi comod să notez pe ăsta cu una. Ce credeți? N-ar fi corect? Pentru comoditate. Deci ce-ar fi atunci? Notăm, zicem. Notăm constant asta. Radical din 5 din 1. Așa. Este echivalent cu T. Te rog să vorbești, chiar așa, chiar vreau să vorbești. T pe lângă A plus 1 pe A este egal cu 2A. Deci amplificăm cu un A, da. Dezamplificăm cu un A și vine echivalent cu T pe lângă A pătrat plus 1 pe A este egal cu 2A. Foarte bine. Echivalent cu... Echivalent cu... desfacem paranteza. Nu e zis să-l lași, că tot trebuie să aflu pe T la urma urmei. Da, da. Ia să vedem dacă colegul vostru a scris corect. Ce părere aveți? Nu. Ați scris plus BA și era supra... N-avem B. Sigur că da. A pătrat plus 1 trebuie pus în paranteză. A pătrat plus 1, ia să vedem, a pătrat plus 1 supra... A pătrat. Supra A. Supra. De ce supra A? Ia să fii tu atent acolo. A fost mai devreme. Uite-te în urmă, te rog. Colega ta a și lucrat, ea a vorbit, tu trebuia să urmărești. A aflat, a dus la cea jumitor și a... Sigur că dacă vine A pătrat plus 1, iată că a scris corect, supra A egal cu... 2A. 2A.
egal cu 2A, trebuia spus, da? Spune egal în dreptul linii de fracție, n-are rost. Și îl putem scoate pe T? Da. Aici este egal cu... De acolo eu zic că T egal cu... 2A pătrat supra... Așa, și atunci la aceeași... Da, aducem direct, 2A pătrat. T egal cu 2A pătrat, totul supra... A pătrat plus 1. A pătrat plus 1. Ei, dacă vreți acum, haide să locuim pe T. Nu credeți că putem face acest lucru? Nu pe T, și pe T, și pe A. Și ar veni că... T, care este radical din 6. Radical din 6 plus radical din... La x pătrat minus x pătrat. Egal cu linia de fracție. Aș vrea să fie linia de fracție mai întâi pusă, că greșim, arată urât. Egal cu 2, adică 2 pe lângă. Radical din 6. Așa. Da. Totul supra. Totul supra radical din 6. Plus 1. Și cred că trebuie să mai lucrăm la constanta asta. Putem ridica la pătrat. La urma urmei, ce credeți că vom obține în partea dreaptă? Vom obține un număr, o constantă, un număr irațional. Adică la... Ia chiar să lucrăm. Hai să lucrăm, te rog. Hai că cu ocazia asta facem și un pic de antrenament. Deci vine radical din 6. Membru drept. Trebuie să ținem. Nu mai copiem fiecare dată. Deci radical din 6 plus radical din 5, totul la puterea. Ia vrea să scrie așa. Haide să-l urmărim. X pătrat minus X. Colega voastră spunea să luăm membru drept și să-l prelucrăm pe el ca să nu tot scriem chestia asta, da? Șterge atunci în urmă, șterge în urmă ce ai lucrat și te rog să încercăm să prelucrăm doar expresia. Hai mai repede, mai repede, că ești prea lent și timpul ne fuge de mână. M-aș fi așteptat ca o colegă să reiasă repede la tavă, să fi șters acolo și să vedem. Deci tu lucrează, te rog, îi ai expresia deoparte, în stânga, acolo unde e șters, îi dai pe lângă cine? Da. Așa. La pătrat plus 1. Egal cu. Haide, te rog, lucrează la expresie. Adică ce să faci? 2 la 6. Păi 2 pe lângă. Ce este acolo? Este un binom. Ia să lăsăm pe colega voastră să ridice binomul. Hai, te rog frumos, ridică tu, vorbește tu. Lucrează. Avem radical din 6 la pătrat este egal cu 6. 6 ori 2, 12. Plus... Dar nu, lăsăm pe 2 în față. Da, 2 pe lângă. 2 pe lângă. Pe lângă 6 plus 2 radical din 11. Cum ți-ai ieșit 11? Din 30. 6 ori 5, 30. Vezi? 2AB? 2AB? Nu se poate să greșim. Radical din 30 plus 5. Plus 5, totul supra. Totul supra. 6 plus 2. Așa, colega voastră lucră. Da. Plus 5 plus 1. Da. Și este egal? Lucrezi mai departe? Da, 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 vorbește, te rog. Și este egal cu... Lasă pe colega ta de aici, te rog, vorbește tu, condu tu calculul acum. 2 pe lângă. 2 pe lângă. Vorbește. 11 cu 5 cu 6 fac 11 plus. 11 plus. Hai, te rog, lucrează, plus. Ei, vezi, ai greutăți că nu ești atentă și nu urmărești ieșițiul și iată, trebuie să vorbești tu. 2 pe lângă 11 plus 2 radical din 30 supra 12 plus 2 radical... Și ai închis paranteza, da? Da. Totul supra? Totul supra 12 plus 2 radical din 30. Dăm un factor comun 2 jos. Jos la numitorul în 2, sus ai deja 2. Simplifică 2 cu 2. Și egal cu? 11 plus 2 radical din 30. 11 plus 2 radical din 30, totul supra? 6 plus radical din 30. 6 plus radical din 30. Ce-ar mai putea face acolo la numitor, fiindcă este 6 plus... Să mulțim cu conjugata, corect. Așa este, să mulțim cu conjugata. Te rog, vorbește, fiindcă tu ți-ai propus, ai propus să mulțim, vorbește. Da, 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 egal cu... 6 minus. Mai întâi ce era sus? 2 pe lângă.
2 ori s-a dus, s-a simplificat, atenție copii. 66. Cât este acolo? Cât era sus? Cât rămăseseră? 11 plus radical din 30. 2. Da? 11 plus 2 radical. 2 radical din 30, corect. Așa. Pe lângă? Pe lângă 6 minus conjugat. Asta înseamnă, da? 6 minus. Supra cât? 6 plus radical din 30. Care este? 6 plus radical din 30, care este? Pe lângă? Să lăsăm ușor. Totul pe lângă? 6 minus radical din 30. Păi, dar tu ar trebui să și tu să fii responsabil pentru ceea ce faci, adică nu urmărești deloc calculul. 6 plus radical din 30, care era? Așa, în paranteză, și totul se înmulțește cu cât ai pus și sus. Cu cât ai pus sus? 6. Așa, de acum condutul calculul, te rog, că ești la tablă, egal mai departe cu? Egal cu 11 plus. De ce 66? Înmulțești, da? Bine, poftim. Da. Hai, hai, mai repede. 12 radical din 30. Da. Șterge tabla acolo, că nu se vede. Dacă tu scrii o relație una peste alta, nu se va vedea nimic. Hai să vedem, te rog. Calculul ne interesează, să avem greutăți la calcul, observăm foarte tare. Și supra cât? Ce este acolo? 6 plus radical pe lângă 6 minus radical. Ce este, crezi tu? Nu-i binomul? A plus B pe lângă A minus B și este A la a doua minus B la a doua. Deci 36 deodată trebuie să... 36 minus 30. Sigur că da. 36 minus 30 să lăsăm așa. Egal mai departe sus, te rog să continui. Egal cu? Egal cu 6 minus. Lăsați-l, lăsați-l să-l vadă și de unde-i 6. Așa, 6 minus plus, vă spun colegii. Așa. Totul supra 6. 36 minus 30, totul supra 6. Corect. Deci, iată, rezultatul ar fi acesta, că 2 pe lângă radical, care l-am avut de prelucrat, în final este 6. În final este 6 așa, 6 plus radical din 30, totul supra 6. Și acum să ne întoarcem la substituții. Vă amintiți cum aveam noi? Era radical din, trebuie să vorbești tu? Radical din 6 plus radical din 5, totul la x pătrat minus x, este egal cu... Nu, 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 minus x, atât a fost. Este egal cu 6 plus radical din 30 supra 6. Extraordinar, clar, am ajuns, mai putem prelucra ceva în dreapta acolo la 6 plus radical din 30 pe 6, mai putem prelucra? Ce părere aveți? Radical din 30. Copii, hai să fim atenți, ce ne dorim noi foarte tare? 2 ori 5. Ce ne dorim să fie și în dreapta? 6 ori 5. 6 ori 5. 6 ori 5. Cât ne dorim? Ne dorim, am spus cineva. Radical din 6 plus radical din 5. Radical din 6 plus radical din 5. Dar de ce dorești tu foarte tare chestia asta? Hai te rog. Să avem aceeași bază. Să avem aceeași bază. Ce frumos visez. Spui așa. Ce bine ar fi ca și în dreapta. Fiți atenți ce frumos. Un vis extraordinar. Ce bine ar fi ca și în dreapta să avem tot aceeași bază. Că dacă ar fi așa, dacă ar fi așa, ce am face atunci? Ia să vedem. Bazele fiind egale, egalitatea având aceeași bază, am egalat exponenții. Asta-i. Dar cum să facem? Cum să facem ca în loc de 6 plus radical din 30 pe 6 să apară ceea ce ne dorim tare mult? Radical din 6 plus radical din 5. Oare să reușim noi? Aveți voi? Simțiți voi că în dreapta acolo s-ar putea organiza așa ceva? Da? Da? 6 nu putem scrie ca radical din 6 la a doua. De acord. Da. Plus radical din 6, apoi radical din 5. Radical din 30 ca fiind radical din... Ce zice 6 care înmulțim cu radical din 5? Ia să vedem! Deci egal mai departe cu... Egal cu...
Radical din 5. El scrie din nou tot la puterea x pătrat minus x este egal cu radical din 6 la pătrat, foarte bine. Plus radical din 30, să zicem radical din cât? Radical din 5 ori radical din 6. Merge, nu? Da. Sigur că da, totul supra 6. Uite, dacă nu scrii întâi egalul și nu pui linia de fracții mai întâi, e sigură de tot, uite. Și noi și filmăm, îți dai seama că... Pe 6-le de jos nu putem scrie tot la pătrat, sigur că da, sigur că da. Deci merge mai departe, radical din 6 totul la pătrat. Și egal mai departe cu... Dar un factor comun pe radical din 6. Egal. Bun, deci scrie din nou, hai. Radical din 6. Totul la puterea x pătrat, ușor, lăsăm copiii ușor la x. Este egal cu radical din 6 pe lângă radical din 6 plus radical din 5. Așa că s-a dat un factor, da? 6 la pătrat. Totul pe radical din 6. Radical din 6 cu pătratul. Așa. Da, eu scriu din nou radical din 6, radical din 6. E bine. Și acum spune, se simplifică un radical din 6. Radical din 6 cu radical din 6 plus radical din 5 tot la radical din 6. Egal cu radical din 6 plus radical din 5 totul supra radical din 6, din nou nu pui întâi linia de fracții, ți-e să totdeauna urât, nu mă asculti, e treaba ta, dar nu strici filmul, ce strici pe chestia asta. Ia să vedem mai departe, acum, vă rog să observați că mai să ne apropiem, ne deranjează radical din 6, e nemaipomenit, radical din 6 la ne strică în totalitate ghișițiu. Ce să facem? Ghineț, nu ai o propunere? Care este aceea? Să mulțim fracția cu radical din 6. E extraordinar, dar iar? Adică dacă mulțim, ne întoarcem înapoi. Are altcineva o propunere? Îl ridicăm sus? Îl mulțim cu 1 supra radical din 6? Dacă să-l ridicăm la numărător, ar trebui radical din 6 la cât să fie? La minus 1. La minus 1. Și n-am făcut nimic. Tot... Oricum, numai o singură șansă să pună Ghineț mâna pe burete și să-l șteargă. Ghineț, nu facem asta. Noi am spus-o sub spirit de glumă, nu? Deci dispariția lui poate să fie făcut. Poftim? Putem scrie radical de 6 plus radical de 5 totul la x pătrat minus x supra radical de 6 la 0. Care e 1. Bun! Și ce ai făcut cu asta? Și ce ai făcut cu asta? Da, dar jos este 1. De ce nu recunoști? Este radical din 6 la 0. Deci n-ai făcut nimic. Dar să nu uităm... Radical din 6 plus radical din 5 la x pătrat minus x este supra 1. Supra 1, da. Ce dacă? Dacă aducem la același numitor, vine radical din 6 în partea stângă și... Măi, care-i visul nostru? Hai să ne amintim că tot e din 6. Și avem în dreapta aceeași bază. Și nu trebuie uitat visul ăsta frumos pe care îl avem. Ei bine, dar acum dacă nu avem șanse, n-avem, noi ne-am trudit. Am muncit, am dorit chestia asta, dar n-a ieșit. Din păcate n-a ieșit. Trebuie să recunoaștem, nu? Din cauza cui? Fiindcă e greșit, a fost modificat. Colegul vostru vi l-a dat greșit și noi am fost capricioși și am vrut să facem greșitul în condițiile astea. Dar eu încă sunt încăpățânat și aș vrea să terminăm totuși greșitul, că e păcat din munca noastră, nu așa? Aș vrea să terminăm totuși în condițiile astea. Radical din 6 nu putem scrie ca radical din 3 ori radical din 2? Nu, radical putem din 3, și ce-i cu asta? Și după aceea, ca la șah, mutarea următoare care va fi? Nu mai avem mutare. Radical, putem vedea mai multe mutări din alții. Minus 3, să scriem ca radical din 6 și vine ca un x pătrat minus x. Cine? Încă o dată? Radical din 6. Putem să scriem ca un 3, radical din 3 pătrat minus 3. Radical din 6, radical din 3 pătrat, minus 3, hai că nu te pricep, nu știu. Bărea, am rămas eu în urmă, ai tu o viteză prea mare de raționament.
Nu, cred că strică niște greșeli. Fii atent acolo. Copii, haideți să vă duc în altă, într-o altă parte. Ce credeți exercițiu de tip următor? 2 la x egal cu 3 poate fi rezolvat? 2 la x egal cu 3 poate fi rezolvat. Are el soluție? Și nu fi x-ul ăsta? 2 la x egal cu 3. Are soluție 2 la x egal cu 3? Oare există vreun x? Ce este x-ul ăla? Este exponentul la care este ridicat val? Dar cine este chestia asta? Că mai știm parcă. Este logaritmul în baza 2 din 3. Deci de acolo rezultă că x egal cu logaritmul în baza 2 din 3. Iată că are soluții 2 la x egal cu 3. X-ul este logaritmul în baza cât? 2 din 3. Că așa știm noi că este ce este logaritmul? Reprezintă exponentul la care să ridicăm baza pentru a ne da argument. Deci 2 la x egal cu 3 este una și aceeași cu scrierea aceea. Iată, x-ul a fost găsit în clipa de față. Hai să ne întoarcem, hai să facem analogie cu ce avem noi acolo. Vă rog să priviți cu foarte multă atenție. Noi am încercat din răsputeri, chiar am trudit să scriu pe radical din 6 plus radical din 5 pe radical din 6 ca o și... Cum am dorit noi să scriem pe radical din 6 plus radical din 5 pe 2? Am vrut, nu? Am vrut, toată lumea a văzut, am trudit aici. N-a mers. Nu cumva suntem în varianta 2 la x egal cu 3? Ba, ceva da, la egal cu altceva. Asta este. Deja acolo îți rezultă că x pătrat minus x este egal cu x pătrat minus x egal cu logaritmul în baza. Radical din 6 plus radical din 5. Așa, radical din 6 plus. Din? Din radical 6. Din, no? Din? Din de fracții. Radical din 6 plus radical din 6. Totul pe radical din? Extraordinar. Am reușit să găsim pe x pătrat minus x. De acum x pătrat minus x, logaritmul acela este un număr, putem să notăm cu un k, cu un a, ducem pe a în stânga și privim că e caz de gradul 2, rezolvăm ecuația și găsim x și am făcut treaba. Adică, ce am vrut eu să vă propun prin aceste exerciții? Greșeala am exploatat-o și am spus, hai să facem un exercițiu așa, cum am greșit noi, oare putem să-l facem? Chiar în condițiile acelea, parcă diferite decât a dat autor, nu? În condiții, un alt exercițiu, de fapt, la urma urmei. Ați văzut că ne-am putut. Unde am avut noi greutăți? Abia aici, la sfârșit. Dar aici, la sfârșit, voi n-ați priceput că este, de fapt, 2 la x egal cu 3 și că x-ul acela poate fi găsit ca fiind logaritmul, nu? În baza 2 din 3. Și iată, sau altfel spus, logaritmul în egalitatea. Te rog să mergi și să logarimezi egalitatea asta în baza radical din 6 plus radical din 5. Adică logaritmul ce înseamnă? Să scrii logaritm și în stânga și în dreapta. Și zicem, logaritmul în baza. Cât? Radical din 6 plus radical din 5 din toată expresia din stânga, din radical din 6 plus radical din 5, totul la puterea, cât este acolo, x pătrat minus x. Egal cu logaritmul în baza 6, egal cu logaritmul în baza, cât e aceeași din stânga, logaritmul în baza cât? 6 din 6. Radical din 6 plus radical din 5. Radical din 6 plus radical din 5 supra radical din 6. Am logaritmat egalitatea, adică am logaritmat și în stânga și în dreapta. Ei bine, gândiți, în clipa asta, ce proprietate interesantă lucrează? Ce știi tu despre, uite, numai la membru stâng, te rog să privești numai la membru stâng. Logaritm dintr-o putere, da? Ceva la. Ce proprietate la logaritm spune? X pătrat minus x este în fața logaritmului. Deci zice și noi de desubt. X pătrat minus x. X pătrat minus x. Logaritm logaritm baza. Din radical din 6 plus radical din 5, egal cu ce este în dreapta, că n-ai ce face în dreapta. Egal cu... Ai putea să aplici o proprietate în dreapta, că e logaritmul unei fracții, dar nu te încălzește, nu? Lăsăm așa. Ce urmează, spuneți, da, x pătrat minus x trebuie pus în paranteză, copii, că știi ce înțeleg eu acolo? Ia să văd. Așa că numai x-ul s-ar rămâne cu logaritmul. Sigur că da. Sigur.
Așa, x pătrat minus x trebuie pus în paranteză. Și acum, Ghine, te uit cu atenție logaritm din... Și... Nu, vreau să insist la ceea ce are în stânga, în membru stâng, x pătrat minus x, înmulțit cu... Uite-te la logaritm acela lui Ghine. E 1. Ăla e 1, sigur că da. Este 1, că baza e egal cu argumentul. De acord cu tine? Sigur că da, este, așa cum ai spus tu, este 1. Foarte bine. Și atunci vine x pătrat minus x ori 1, nu mai pune, da? Te rog să vorbești tu, x pătrat minus x este egal cu, hai te rog. Logaritm radical din 6 plus radical. Logaritm în baza. Baza radical din 6 plus radical din 5, din radical din 6 plus radical din 5, tot radical din 6. Asta este. Deci aproximativ. Și că este exact ce am vă explicat mai înainte, da? Deci, cu alte cuvinte, ieșiți este dus la sfârșit. Nu finalizăm, pentru că va fi un calcul greu acolo, cu numărul acela, cu logaritmul, când facem delta, avem de lucru, nu mai prezintă importanță. De acum totul s-a redus la ce? La rezolvarea unei ecuații de gradul 2. Asta este, copii. Acum, te rog să șterzi taba repede, în totalitate, și să ne întoarcem la ieșițiu așa cum a fost el dat în manual, cum ne-a, autorul l-a propus și să încercăm să-l facem. O să vedeți, merge foarte frumos, foarte elegant. Te rog să ieși și tu la tablă să-l faci. Cum te numești de acolo? Hai, te rog să încerci. Să vedem cum se face acest ieșițiu. Din clipa în care vă rog să lucrați în bancă individual. La acest ieșițiu care va merge, lucrați individual. Bățor la tablă, va lucra și el. Și voi doar din când în când vă uitați dacă nu-ți trecoară vreo greșeală. Da? Toată lumea lucrează individual. Bine-ți poftim la tablă, să fii mai atent, ai greutăți destule, da? Dacă îți dai și cerul din urechi, să vezi ce treabă bună o să faci. O să ai chiar succes. Da? Toată lumea, deci, din clipa de față, se lucrează. Egal cu, te rog să pui cu cine este egal. Ne-ai scris ecuația cum trebuie. Era așa. Egal cu 2 supra. Nu mai vorbește nimeni, vă rog tare mult, doar când Boțoc are greutăți, cineva îl ajută, am să pune pe cine să-l ajute, voi vă vedeți de treabă. Radical din 6 plus radical din 5, la x pătrat minus x, egal cu t. Așa, ce propus t-ul, da. T la 1, da. Plus P la minus 1. Dar de ce P la minus 1 când nu înțeleg? Deci tu ai notat radical în 6 plus radical în 5 la putere x pătrat minus x. Doar atât? Da. Dar nu am înțeles eu aici. M-a ajuns tu și eu înțeleg foarte bine. Deocamdată vrei să scrii ca să fie exponentul x pătrat minus x. Așa este, Zoțoc? Da. Și atunci noi am mai făcut chestia asta. De unde provine adunarea, Boțoc? De unde provine adunarea a doi exponenți? Vezi că acolo este x pătrat minus x plus 1. Vă rog să vă lăsați cu Boțoc în dialog. De unde provine x pătrat minus x plus 1? De la x pătrat. Când se adună exponenții, Boțoc? La ce operație? La puteri te gândești? Când? La mulțire. Păi atunci scrie și tu ca și o mulțire. Deci nu te grăbi să notezi, mai îl finisează un pic ieșițiu, încât cred că este corect ca peste tot să vezi același lucru. Dacă tu peste tot o să vezi radical din 6 plus radical din 5 la x pătrat minus x, atunci merită să notezi cu te. Altfel, nu prea. Ia să vedem cum. Putem scrie radical din 6. Lăsați-l Boțoc, am dialog cu el. Voi ceilalți lucrați așa povestit. Vreau să văd cine termină primul ieșițiu. Deci cei care vor termina corect ieșițiul, promit să-i și notezi. Mulțime radical din 6 minus radical din 5 la x pătrat minus x minus 1. Îl înmulțim cu minus
Nu, hai, Vlăzăr, eu te-am ajutat și te rog să fii atent la ce îți propun. Deci de unde provine x plus 1 ăla? Vezi tu acolo că se află x pătrat minus x plus 1. De unde vine plus 1? De la ce operație? De la? Înmulțire. Înmulțire a două puteri. Concret, Vlăzăr, te rog în dreapta așa. Hai să vedem niște proprietăți. Scrie așa. 2 la 3 ori 2 la 5 egal cu cine? Și egal cu ei. Spune cu cine este egal. 2 la 8. Bun. Bă, scrie de desubt. 2 la 7 plus 2. La 7 plus 2. Nu, nu. Plus 2 la exponent. 2 la 7 plus 2. Faptul că ai plus 2 acolo, de unde provine? Cum mai poți scrie? 2 la 7. Da. Plus 2 la 2. Cât? Cât, Boțoc? 2 la 7 plus 2 la... Plus, plus 2 la a doua, te rog să privește un pic mai sus. Iată, privește mai sus care era situația și cum se traduce. Păi, cum a fost 2 la 3 ori 2 la 5, cu cine a fost egal Boțoc? 2 la 3, la 3 plus 5. Jos, cum ai Boțoc scris? 2 la? La 7 plus 2. Ce înseamnă asta, 2 la 7 plus 2? E o adunare, de unde provine? 2 la 7 ori 2 la 2. Aia e altă treabă, Boțoc. Ești convins? Da. Deci subscrie, Boțoc. 2 la 5 supra 2 la 3. Cu cine ar fi egal, Boțoc? 2 la 5 înmulțit cu 1 pe 2 la 3. Da. Și vreau să-mi scrie altfel. Cum se împar două puteri care au aceeași bază, Boțoc? Egal cu 2 la 5. Da. Împărțit la 2 la 3. Păi, da, asta este. 2 la 5 împărțit la 2 la 3. Chiar asta ți-am dat eu. Boțoc, văd că ai greutăți cu formulele. Este drept sau nu? Greșesc eu când spun că nu știi formulele? Nu greșesc, da? Ai uite despre mine dacă spune cinstit. Greșesc sau nu? Nu greșesc. Bun, hai atunci să le învățăm. Ia ștergi tu tabla, Boțoc, la egal acela și... Nu, acolo la egal, doar la egal. Și spune așa, te rog să continui, în loc de 2 la 5, ce înțelegi tu? Linii de fracție, mai întâi. Ce înseamnă 2 la 5, Boțoc? 2 la 5. Ce este egal? Ce, cum traduci tu 2 la 5 în înțelesul tău? Ce înseamnă scrierea 2 la 5? Ce înseamnă adicat pe 2 la 5? Cum ai putea să-l... Cât face, poftim, te întreb atunci, 2 la 5? 32. Cum ai făcut? Ce a însemnat 2 la 5? Înseamnă să înmulțești pe 2 de 5 ori prin elesuși, da? Scrie 2 ori de 5 ori. Ai scris de 5 ori, da? Și jos 2 la 3, ce înseamnă învățat? 2 mulțit de 1, cu el însuși de 3 ori. Prin el însuși, da? Așa, cu el însuși, cum? De câte ori? De 3 ori. Ei bine, și acum? Simplificăm, excelent. Și cât face? 2 ori 2, 4. Adică nu, îți scriem 2 la a doua. Asta vreau să spun. Boțoc, uite-te acum, te rog să te uiți la 2 la 5 și la 2 la 3 și uite-te și la rezultat. Poate îți dai seama, uite-te, cum crezi tu că s-a ajuns la 2 la a doua? Privește. Extraordinar, Boțoc, s-au scăzut exponenții, nemaipomenit, ai descoperit, da? Scrie acum așa, că 2 la 5 supra 2 la 3, este egal cu 2 la 5 minus 3, ca să înțeleagă toată lumea și tu mai ales. Egal cu 2 la... A doua. 2 la a doua. Bun. E gata? Ia să vedem. O colega voastră spune că și rezolvată. T egal cu 1. T egal cu 1. Radical din 5 minus... Radical din 6 minus... Deci T-ul... 5 5 dar cine e T-ul la tine? Deci am notat radical din 6 cu radical din 5 la x pătrat minus x cu un T. Da. Am făcut T pe lângă radical din 6 plus radical din 5 la 1 plus T pe lângă radical din 6 minus radical din 5 la minus 1 egal cu 2 supra radical din 6 minus radical din 5. Da. Am scos factor comun pe T pe lângă radical din 6 plus radical din 5 plus 1 supra radical din 6 minus radical din 5 este egal cu 2 supra radical din 6 minus radical din 5. Ia să mai fii atent că bănuiesc că faci strecoare o greșeală. Strecoare o greșeală, da? Așa este. Mai fii atent un pic și totul va fi ok.
Dacă ești un pic atentă. Că se duce pe greșeala de data trecută. Așa este, așa este, da. Ia. Cine a mai încercat? Cine s-a apropiat de răspuns? Boțoc, noi încă muncim aici, da? Hai să vedem, Boțoc, cum trebuie să conducem exercițiul. Hai să ne întoarcem acolo la exercițiul tău. Boțoc, de unde provine plus 1 ăla? Poți să radical din 6 plus radical din 5 la x pătrat, x pătrat minus x, mulțit cu radical din 6 plus radical din 5 la u. Extraordinar. Este corect ce ai spus. Scrie acum, te rog. Radical din 6 la x pătrat minus x pe lângă, ai spus, Boțoc, înmulțit, da, cu radical din 6 așa, radical din 5. Da. Vantea. Excelent. Mai departe, Boțoc, continuă-ți exercițiul. Plus... Vezi tu că dincolo ai minus. Radical gândește, da, minus da, minus. Radical din 5. Da. La x pătrat minus x. Da. Acum asta văd. Na. Că e minus 1, Boțoc. De unde provine scăderea? De la împărțire. Așa, trebuie să pui la numitor. Repede. Supra. Supra. Totul supra, Boțoc. Totul supra. Așa. Supra radical din... 6 minus radical din 5. La ce putere? La minus 1. Nu. Că ai scăderi la întâia. Dacă ar fost, Boțoc, minus 2 acolo, cum ai fi scris, te rog frumos? La 2. Acum ai fi spus la a doua. Că dacă... Vezi, te întorci înapoi acum, da? E corect ce faci ca și... Bun, Boțoc, egal mai departe cu 2 supra. 2 supra. Radical din 6 minus radical din 5. Da. Bine. Ei, acum, Boțoc. Trage cu coada ochiului cât merită să fii trist un pic. Vezi tu că ai reușit o performanță, cele două puteri, iată, radical din 6 plus radical din 5, ce au același exponent. X pătrat minus X este la ambele, dar bazele sunt diferite. Vezi tu, unul are radical din 6 plus radical din 5 și celălalt are ce bază? Radical din 6 minus radical din 5. Nu ăsta e motivul. Colega ta i s-a păcălit. Să vezi ce a făcut colega ta. A notat radical din 6 plus radical din 5 la X pătrat minus X cu 1 și a crezut că și dincolo este tot pe. Dar tu s-a văzut din formula radical din 6 plus radical din 5 pe lângă radical din 6 minus radical din 5 egal cu 1. Am scos radical din 6 plus radical din 5. Mi-a dat 1 supra radical din 6 minus radical din 5. Așa. Și aveam numitorul comun. Și dea 1. 2 supra... Deci T pe lângă 2 supra radical din 6 minus radical din 5 egal cu 2. Da, uite-te că nu poți să scoți pe T, că nu este același T. Care T? Extraordinar! Iată, Gheorghe te atacă foarte dur. Care T? Gheorghe, te rog să fii atent și să încerci tu să finalizezi. Dacă ai condus exercițiu, ai ajuns la capăt? Ai ajuns sau încă nu? Încă nu. Mai lucrăm. O să vedem, cine a ajuns la capăt, cine are exercițiul finalizat? Ai reușit? Mai un pic. Vă aștept, copii, vă aștept. Și noi trebuie să ne facem exercițiul, da? Uite, treci tot din nou în dreapta. Treci în dreapta. Am uitat cum îți spune. Boțoc, șterge tabla acolo în dreapta. Și haide să ne jucăm un pic, Boțoc. Cu niște formule, da? Boțoc, te rog să faci așa. Vreau să scrie tu A minus B pe lângă A plus B. Cât face oare? A minus B pe lângă A plus B. Dacă nu știi cât face, mulțește. Mulțește cele două parantezi. Ia să vedem. Lăsați să termine, că el se întrebințează foarte atent. Da, Boțoc,
Văd că nu mai termin de făcut înmulțirea asta. Crudești din greu. Vă rog să priviți și voi spre tablă. Boțocul mulțește într-una. I-am dat drumul la mulțit. Nu se poate opri. Le știe, le mulțește. Așa. Ia să vedem, Boțocul, cum se mulțește. Două paranteze. Dar am văzut pe tine. Hai să scoatem și pe colega ta. Ia treci tu și le mulțește pe cele două paranteze. Deci de sub pe Boțocul l-am văzut. Hai, te rog pe tine. Deci scrie A minus B pe lângă A plus B. Da? A apărut o altă mulțire și asta e interesantă. Deci observați că avem puncte de vedere diferite. Mulțumesc, poftim tu la loc, o să vedem pe colega voastră și te rog și pe tine, te rog să mulțești cele două paranteze. A minus B pe lângă A plus B. Hai că bine ai venit, Rusule, că te așteptam, duceam lipsa ta. A minus B pe lângă A minus B pe lângă A plus B, cât face? A la 2 minus B la 2. Cum ai făcut? De unde ești chestia asta? Boțocul este foarte surprins acum. Pe Boțoc nu l-ai convins. Nu, dar ea mulțește tu să convingi pe Boțoc. Mulțește cele două paranteze. Ia șterge acolo și... Nu, șterge tot ce ai făcut. Egalul acela. Ia să vedem. Cum se mulțesc două paranteze? Tu scrie așa cum crezi că se mulțesc cele două paranteze. Ai reușit? Gata? Păi tu te și lucrează, că tu ai ce lucra. Fiecare are ce lucra. Toată lumea vă rog să lucrați. Pun notă pentru cel care termină ghișițul acela foarte frumos, interesant, dar iată, eu m-am potmolit undeva, câțiva colegi de ai voștri îmi dau de lucru, ce să fac, trebuie să sunt profesor și pentru ei și trebuie să-i și văd. Hai, te rog frumos să termin de făcută mulțirea aceea, când crezi tu că e gata. Cam atâta, da? Mulțumesc că poftim și tu la loc. Altă cineva, ia să văd. Mi-a venit Rusu, unde ești, Rusule? Poftim la tablă să mulțești și tu cele două paranteze. A minus B pe lângă A plus B. Hai, acolo, cele două paranteze. Nu, dedesubt. Încă să fie a ta. A minus B pe lângă A plus B. Cât crezi că faci și tu la mulțirea asta? Faci A pătrat minus B, B plus B pătrat. Rusu, ia scrie de sub. Sau sus, acolo, sus. Minus 3 minus 7 egal cu... Cât face? Unde cât face, da. De sub. Minus 7 plus 5... De sub. Minus 3 ori minus 2. Așa. Mulțumesc frumos, Rusule. Acum, noi am mai avut o discuție, Rusul. Și tu ai fost un băiat cinstit și ai spus că te afli într-o situație grea de data trecută. Eu te-am și notat, ți-am pus nota 2 pentru că te-am descoperit că nu știi simbolul algebrei. Tu știi chestia asta, că nu le știi. Iată că
din nou ești pus în postura aceasta. Eu vreau să te întreb, dar cinstit, așa, ca între oameni care își spun lucrurile pe nume, de ce crezi tu că ai ajuns în situația asta? De ce crezi tu că... Nu te-ai ocupat de chestiile astea. Dar aceste lucruri, știi, Rusu, sunt de foarte multă vreme. Dar hai să te mai... Vrei să te mai vezi și la alte lucruri? Nu, pe mine mă interesează dacă asta e cauza cu adevărat. Vrei să răspunzi de ce crezi că s-a ajuns acolo sau nu? Nu. Ai terminat exercițiul, imediat viu și am să văd de exact soluția. Nu, vreau să fii cinstit cu tine și să spui lucrurile pe nume. De ce crezi tu că s-a ajuns aici? De ce crezi tu că a ajuns în clasa a 10-a? Noi acum ne întâlnim prima dată, nu? Noi nu ne-am văzut. Acum este anul ăsta. De ce crezi tu că s-a ajuns la situația asta? Dar așa cinstit. Dacă opresc camera, spui. Bine, am oprit-o. Deci camera este oprită, că sunt de un buton de aici, înseamnă registrare, da? Bun, uite, am oprit-o, da. Adică nu mai fac pe ea, ca să te conving. Spune, de ce? Alu, că e oprit-o. Nu, că dacă filmezi, uite, e îndreptat în altă parte. De ce crezi? N-am învățat anul trecut. N-ai învățat anul trecut. Dar eu nu cred că ăsta e singurul motiv. Mai precis, mai convingător. Crezi că în anii din urmă ai învățat? Dintre a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a ai învățat? După vărea mea, nici atunci ai învățat. Trebuie să știi. Hai că poate avansăm în discuție. Poate avansăm în discuție. Eu nu cred că ăsta e motivul. Mai cinstit, mai corect. Da, vreau să te spun lucruri pe nume. De ce? De ce? Nu poți? De ce nu poți? Lasă greutatea jos. Da, e așa o greutate. Bine, nu vrei să răspunzi, nu vrei. În clipa asta încep să registrezi din nou, deci nu-i problemă. Așa. Oricum, și astăzi sunt pus în postura aceea neplăcută, să te notezi. Deci tot nota 2 îți voi da. Da? Cu toată tristețea, că nu am nicio bucurie când pun nota 2, dar asta e. Și ceilalți colegi, la fel, Boțoc, hai să mai ne întoarcem la mulțirea aceea, că poate cu tine să o rezolv, să încerc. Păi la loc. Deci toți cei care au fost la tablă și au făcut mulțirea aceea vor lua nota 2. Boțoc, hai să vedem cum să mulțesc cele două paranteze, că parcă ușor, ușor ne-am înțeles noi la un moment dat, dar nu știu de ce. Bine, și tu trebuie să recunoști că, nu, te afli într-o situație delicată și tu, nu în cadrul discuției, dar eu aș vrea să văd ca și test dacă reușesc să te fac să înțelegi câte ceva și să vezi cu ceva de la tablă. Ce înseamnă A minus B pe lângă A plus B? E vorba de mulțit două paranteze. Cum se mulțesc? Se ia primul termen, Boțoc, și se mulțesc cu toți ceilalți. După ce ai terminat cu cei din paranteza a doua, iei pe următorul din prima și iar cu toți ceilalți. Bun, are egal cu. Vorbește acum. A pătrat. Da. Plus AB. Așa. Ai terminat cu A de mulții, da? Acum. Minus BA. Minus BA, foarte bine. B ori A, da? Minus B pătrat. Minus B pătrat. Și mai ceva de făcut mai bățoc. Egal mai departe cu? A pătrat minus B pătrat. Excelent, bățoc. Asta e. Acum, vezi? A minus B pe lângă A plus B, deodată scrie A minus B pe lângă A plus B, A minus B pe lângă A plus B, este egal cu A la a doua minus B la a doua. Boțocul, care n-ai putea și invers să scrii egalitatea, adică invers să vezi, A la a doua minus B la a doua, egal cu cine? Cu A minus B pe lângă A plus B. Este corect să scrie așa, da? Acum am să mai scrie sus pe asta. A la a doua minus B la a doua, că e găsit ca și formul sus. A la a doua minus B la a doua, are descompunerea. Sus, mai sus un pic. A la a doua minus B la a doua, că ajungi. A la a doua minus B la a doua, are descompunerea care? Egal cu A minus B, pe lângă A plus B. Boțoc. Hai să facem un experiment. Hai să mulțești cu radical din 6. Facem o chestie practică. Radical din 6 minus radical din 5. Totul pe lângă.
Radical din 6 plus radical din 5. Cât crezi că face boțoc de aveau deodată acum? 6 plus 1. De unde știu, mă? Da, să văd, mă, cum ai făcut. Deci, cât ar veni? Ar veni radical din 6 la pătrat. 6. 6 înseamnă minus b pătrat, adică minus 5. Și face 1. Ne-ai mai pomenit. Corect, ai văzut ce interesant este. Ei bine, te rog să scoți pe, din relația aceea, să scoți pe radical din 6 minus radical din 5, din egalitatea aceea. Cât este? Deci? Scrie încă o dată de desubt. Radical din 6 minus radical din 5. Pe lângă, vă rog cei care au terminat să iau un alt exercițiu din manual. Altceva de lucru, găsiți din manual, nu-i cazul să stați, să stagnați. Deci un alt exercițiu. Găsiți, neapărat găsiți. Știți, eu vreau să totuși să termin cu boțoc, am eu așa o presimțire că terminăm exercițiul până la capăt. Pe lângă radical din 6 plus radical din 5, cât face, ai spus tu, boțoc, egal cu 1. Din relația asta, vreau să scoți pe radical din 6 minus radical din 5. Scoate-l pe cât, cu cine crezi că este egal? Egal. Cine credeți că este egal? Radical din 6 minus radical din 5 de acolo. Vă rog să lucrați celălalt, alt exercițiu și altul și altul. N-are rost să rămâneți... Da? Dacă, chiar dacă nu va ieșita ăsta, luați altul și lucrați. Încerci încă o dată foarte bine și asta este o idee bună. Vreau să văd, dacă nu va ieși altul, luați niște exerciții din manual pe măsura posibilităților voastre. Cei care credeți că... Ia să vedem. Deci, am aflat de unul. Ia să vedem. O să urmărim și la tablă un pic. Dar ia un alt exercițiu și mă întorc. De fapt, după ce terminăm cu boțoc, te uiți dacă e lucrat corect sau nu, da? Eu vreau să... Cât? Excelent boțoc, așa este. Deci, în loc de radical în 6 minus radical în 5, ai scris cât? Le scoți de acolo și 1 pe radical în 6 plus radical în 5. Du-te peste tot unde vezi tu radical din 6 minus radical din 5 și pui cât ai spus că este egal. Deci, da, păi la laș. Păi, uite că e radical din 6 plus radical din 5. Păi la laș, boțoc, nu umbli la el. Așa mi-ai promis că ești atent. Te rog. Totul la puterea. Noi avem încă o oră, nu acum? Da. Foarte bine. Pe lângă boțoc, nu? Așa, pe lângă boțoc, pe lângă... Așa. Plus, boțoc, la întâia. La mare rost, pe la întâia? Bine, nu. Plus, boțoc, plus, linii de fracție. Și acum, fii atent că ai dat peste ce crezi tu că ai tu nevoie acolo. Unul pe radical. A, stai, mă, sigur, unul pe radical din 6 plus radical din 5, totul la toată asta. La cât era în seara dinainte? La x pătrat minus x. Toată la x pătrat minus x. Spune și tu, în paranteză, x pătrat minus x. Și jos, boțoc. Ei, din nou ai necazuri. 1 pe radical din 6 plus radical din 5, egal cu dreptul linii de fracție, 2 supra. Am reușit. Într-o măsură, boțoc, dar mai avem de lucru, nu? Ia întoarce-te tu. Cum se ridică o fracție la o putere? Vezi, ai 1 pe ceva, totul la x pătrat minus x. Cum se ridică o fracție la o putere? Adică, boțoc, trebuie să scrii de sub 2 pe 3, scrie așa, 2 pe 3, totul la 5-a. 2 pe 3, totul la 5-a. Ia să te văd, acum te-am pus la încercare iar. Iar te-am pus la încercare. Cum ai făcut? Stai să văd, boțoc, scrie egal cu? Cum se ridică o fracție la o putere? Boțoc, cam cum gândești tu. Uite, dacă nu-ți vine în minte, uite, s-ar putea să nu-ți treacă pe minte cum se ridică. Ce înseamnă că e la 5? Înseamnă că s-o scrie de câte ori mulțit așa prin anunț. Pune așa, mă, că doar pe asta o știi. Deci 2 pe 3 ori, 2 pe 3 ori, 2 pe 3 și scrie de 5 ori.
Da? Așa e. Așa e. Așa e. Dacă o să încerci să pui minte la treabă ușor, o să înțelegi că și tu poți. Spun sincer, poți. Da? Și eu te aștept. Sincer spun, te aștept. Și cât faci? 2 ori 2 ori 2 ori 2? Bine, 2 la 5, a? Da, 2 la 5. Ai clar acum, nu? Da. Băi, ți-e clar? Da. Deci cum se ridică o fracție la o putere? Ridicăm și, și numărătorul și numitorul la acea putere. Șterge ce ai lucrat. Aici am făcut numai așa că ieșițul. Și acum, Boțoc, hai să ne întoarcem la ieșițul nostru. Vezi tu că ai 1 supra, te rog să urmărești acolo, 1 supra radical din 6, la ceva. Cum s-ar scrie asta, dacă e o fracție la o putere? Cum se scrie? Acum, 1 la chestia aceea. Așa. Iau de jos. Excelent. Scrie de desubt. Și zi. Radical din 6. Da, de la început. La început. Vorbește. Radical din 6 plus radical din 5 la x pătrat minus x. Da. Mulțit cu radical din 6 plus radical din 5. Da. Plus din difracție. Hai că ai spus 1 la... Excel. Dar cât face 1 la o putere? 1. Nu nici mai spui la. Deci am numai 1 sus. 1 supra... Radical din 6. Așa. Plus radical din 5. Da. La x pătrat minus x. Corect. Radical din 6 plus radical din 5. Da. Dar nu, jos nu e așa, Boțoc. Jos e 1 pe radical. Vezi tu ce mi-ai făcut acolo. E 1 supra radical din 6 plus radical. Nu așa? Da. Egal mai departe, cum scrie acolo. Unde pui egal? În dreptul cărei linii difracții, Boțoc. Nu la aceea. Linia importantă a fost aceea cu plus. Deci mai jos. Așa, acolo egal. 2 supra. Da, vă rog tare mult, toată lumea lucrează, nu stați, nu stați deloc. N-are rost, ia niște ghișime în șurele care crezi că se merg, da? Nu, ala ăsta te chinui. N-are rost, bine, mai uite-te și la tablă, bine, dacă tu ești prins în ieșitul ăsta și nu vrei să cedezi, iar și o chestie de tenașitate. Dar să vedem cum trebuie făcut, da? Bine. Ei, ce a apărut peste tot acum, dacă te uiți cu atenție, Boțoc? Uită-te tu cu atenție peste tot și din comoditate, o să notezi ceva, că uite, mai înainte nu a apărut surât. Era la x pătrat minus x, la x pătrat minus x era... Radical din 6 plus radical din 5. Așa, la x pătrat minus x. Ăsta să-l notezi cu tine. Deci notăm, spunem, notăm radical din 6 plus radical din 5 la x pătrat minus x, cum te... Și rezultă, treci în dreapta, șterge formula acela din dreapta și, da, radical din 6 plus radical din 5, totul la x pătrat minus x, Boțoc. Ai venit să ștergi, bine, bine. Totul la x pătrat minus x. Și acum, hai să ne întoarcem acolo și să vedem cum lucrăm. Nu, treci prin dreapta și ai notat cu te, da? Și urmează acum, te rog să fii atent. Te. Mulțit. Așa, mulțit cu? Cât? Păi exact cât este acolo, Boțoc, ce ți-e frică? Radical din 6 plus. Așa, te pe lângă. Radical din 6 plus radical din 5. Plus. Dar trebuie să fii în paranteză, că altfel înțeleg, Boțoc, cum ai scris tu când m-a... Radical din 6. Acum, da, trebuie să mulțumesc și cu radical din 5. Plus? 1 supra T. Bă, excelent, ești foarte bun. Foarte bine, foarte bine. 1 pe T. Supra 1 supra radical din 6 plus radical din 5. Așa, 1 supra radical din 6 plus radical din 5. Egal cu 2. 2 supra radical din 6. Corect. 2 plus, nu? Sau nu, e bine, 2 radical din 6, excelent până acum.
Acum unde te încurcă pe tine chestia? Tu te-ai apucat de treabă foarte tare, dar acolo, acolo te încurcă, frația ce, da? Hai să vedeți pe etajul. Deci te pe lângă... Vorbește, Boțo. De pe lângă radical din 6 plus radical din 5. Da. Plus 1 pe D. Da. Mulțit cu radical din 6 plus radical din 5. Așa. Mulțit cu radical din 6 plus radical din 5. În paranteză, da? În paranteză, că altfel ne înțelegem. Egal cu 2 supra. Dar acolo ai zis 1 pe 2, tu era 1 pe T, că așa mi-ai promis că scrii. Așa ai pronunțat, dar ai scris tu altceva. Boțoc, uite-te la cei doi termeni. Ce ai putea face la cei doi termeni? Uite-te tu la amândoi, așa, cu atenție. Domnule, factor cum? Sigur că da. Pe cine? Pe T. Mă, pe T nu poți. Radical din 6 plus radical din 5. Radical din 6 plus radical din 5, totul pe lângă. T plus, așa, așa, Boțoc, egal cu 2, 2 ori, cum mai poți scrie acolo? 2 ori 1 pe, Boțoc, poți să scrie așa, 2 ori 1 pe? Radical din 6. Băi, dacă nu-i corect, cum spune eu, tu spui, nu e adevărat, domnul profesor, nu poți scrie așa. E bine să scrii 2 ori, na, na, na. 2 înmulțit cu, 2 înmulțit cu 1 pe, 2 înmulțit cu 1 supra, da, mai Boțoc, stai, ai grijă și gândește-te așa cu atenție. Ia fii atent, că tu ești băiat bun și poți să prinzi, ești. 2, asta era, asta era. Radical din 6 plus radical. E bine? Boțoc, dacă nu-i corect, tu spui. Nu, nu plus, nu minus, nu plus, ci minus este. Boțoc, când înmulțești, acum să înmulțești numărătorii întregi, mie 2 ori 1, 2, dar și ca și înainte. Stop, stop, știi tu de ce am propus eu așa, Boțoc? Dacă tu îmi spui, înseamnă că ești pe fază și eu sunt foarte încântat că te-am ținut la tablă și am făcut cu tine efortul de a duce gestul la capăt. De ce crezi tu că m-am gândit eu să scriu pe 2 supra ca 2 ori 1 pe? Am eu un motiv mai sigur că da, ceva, la ceva m-am gândit eu. Cine din clasă ghicește? 1 pe radical din 6. Așa, așa, așa. Radical din 5 mulțim cu conjugat. Vrei să-i mulțești cu conjugat? Bă, ești extraordinar, ideea e bună. Ia să-i mulțești tu. Deci îi mulțești și sus și jos cu cine? Cu radical din 6 plus? Radical din 5. Bun, și scriem din nou. Știu, lăsăm, este inițiativa lui și îl respectăm. Eu am ghicit că voi v-ați referit la ce, să nu o să meargă, dar fapt, tot acolo se ajunge. El face demonstrația. Supra radical din 6 minus radical din 5 pe lângă Boțoc, pe lângă Boțoc, radical din 6 plus radical din 5. Deci înmulțim cu același lucru și sus și jos, nu? Da, pe lângă care Boțoc? Pe lângă Boțoc. Sus, ștergem tabla. Așa. Și să urmărim în lucru pe Boțoc, care, uitați, are curaj, va duce ieșitul la bun sfârșit. Radical din 6 plus radical din 5. Totul pe lângă. T plus 1 pe T. Vorbești și Boțoc, da? Pe lângă T plus 1 pe T este egal. 2. Radical din 6 plus radical din 5. Da. 6, 1. Extraordinar, supra 1, mai sigur că da. Mai Boțoc, tu ai priceput ce vrea să spună colegii, că colegii doreau să ne spună ceva. Nu-i bine cum așa acolo scris. Că e 2 înmulțit cu toată chestia. Așa, nu? Păi da. Știi ce înseamnă Boțoc dacă nu pune în paranteză? Doar radical din 6 era mulțit cu 2. Așa cu totul. Știi ce vreau să spună colegii? Că ei tot insistau că noi pierdem timpul, că nu știu ce. Păi ai făcut o treabă bună. Nu încape discuții. Dar ei spuneau
Cred că spune... Ia să văd cine era, nu mi-a spunea. Spune-mi, te rog. Deci, din formula radical din 6 plus radical din 5 pe lângă radical din 6 minus radical din 5 egal cu 1... Chestii care au fost tot bățuri de așa mai devreme. Da, o scuteam de radical din... radical din 6 plus radical din 5, care era 1 supra. Așa, care era 1 supra. Sau 1 supra era cu radical din 6 plus radical din 5. Corect. Exact la ce a ajuns și el. Și acum, ce crezi tu că vei face bățuri? Nu. Ia uite-te. Radical de 6 plus radical de 5. Ca ambii membri au așa ceva. Poți să împarți totul. Perfect. Perfect. Și ce îți rămâne, te rog? T plus 1 pe T. Hai, vorbește, te rog. T plus 1 pe T. Nu cred că are rost paranteza. Cu 2. T plus 1 pe T egal cu 2. Și dacă mai am intrat în proiect quasi gradul 2, hai, repede, rezolvă ecuația asta. Nu, 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 nu te întoarci, te, du-te până la capă și află pe T. Hai, hai. Hai, Buțo, vorbește. Cum ai făcut acolo? Te rog să... Ia să vadă. Și când... Și cât vine? Buțo, ia în partea dreaptă. Hai că să mai lămurim niște lucruri. Scrie așa. 1 pe 2... Plus 1 pe 2, Boțo. Cât fac? 1 pe 2 plus 1 pe 2. 1. Asta 2 pe 2, 1. Fac 2 pe 2, face 1. Bun. Dedesubt scrie altceva. 1 pe 2 plus 1 pe 3. 1 pe 2 plus 1 pe 3. Faci 3 pe... Faci cât ai zis? 5 pe 6. Bun. Acum întoarce zici la tine și fă treaba bună, cum trebuie, Boțoc. Că tu ai adus la aceeași numitor peste tot. Se elimină numitorul, Boțoc. Și care e numitorul comun la ecuație, la egalitatea aceea? T. Ai amplificat pe prima cu T. Și pe 2. Și pe 2 trebuie să amplifici. Da? Așa. Și acum cât este în stânga? Trebuie să fii atent în stânga. Nu, Boțoc, nu ești drăguț drău cu mine. Mă ții așa încordat, într-o stare de tensiune. N-ai plus 1? Plus 1. T pătrat plus 1, egal cu 2T. Șterge taba, hai să ducem pe 2T în stânga, hai să rezolvăm ecuația, să găsim rădăcinile. Hai, Boțoc, hai, Boțoc, terminăm egheștiu. Se vede? T pătrat. T pătrat minus 2T. Lăsați-l fie el, păi, îi rezolvă tot. B pătrat minus 4, ce da? Hai. Da, e 0. Tot ce faptul că delta e 0, îți sugerează ție chestia asta ceva? Ei, dar ia uite, Boțoc, T pătrat minus 2T plus 1 nu mai poate fi scris într-un fel? Poate sesizezi vreo formulă, ceva, poate te ajută acum vreo o idee așa care să... Ia uite, este T minus 1 totul la pătrat, Boțoc. T minus 1 totul la pătrat egal cu 0. Și când o ceva la pătrat e 0, dacă baza este 0, dacă rezultă T minus 1 egal 0, rezultă T egal cu 1. De fapt, T1 egal cu T2 și egal cu 1. Ecuația, dacă e fi rezolvat cu delta, delta fiind 0, T1 egal cu T2, da? T1 egal cu T2 egal cu 1. Bun. Și dacă T1 egal cu T2 și egal cu 1, acum ne întoarcem la substituție. Abia acum ne întoarcem. Cine era T1? Hai să ne zicem. Era radical de 6. Scrie, Boțoc, scrie. Șterge tabla și scrie chestia asta. Scrie ca să rămână pentru... Să rămână... În istorie treaba asta. Radical din 6 plus radical din 5 totul la x pătrat minus x egal cu 1, ai spus. Cu T-ul care e 1. Eh, acum să te văd, na. Bă, din gând. Nu. Da, lasă. Poți să filmezi. Îl scriem pe 1. Așa, 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 așa zic, Boțoc.
Zic. Cum să scrie pe una, iată mai tare, mai cu radical din 6 plus radical din 5 pe lângă, radical din 6 minus radical din 5. E drept, dar nu te avantajează. Altfel. Ce mă gândiți, mă? Nu l-ai radical din 6 plus radical din 5 la 0. La 0, că noi vrem dreapta să fie aceeași bază. Dacă e la 0, este treaba bună. Deci vin radical din 6 plus radical din 5 la x pătrat minus x, egal cu radical din 6 plus radical din 5 la puterea 0. Ei, și acum boțo. Sigur că de acolo rezultă că exponenții să fie egal. Deci dacă rezultă x pătrat minus x, egal cu exponentul din dreapta, egal cu 0, și rezolvă ecuația asta. Acum e, acum am boțo. Da, x pe lângă. Da. Și cele două rădăcini sunt x1 egal cu 0 și x2 egal cu 1. Domnul profesor, așa și mie. Da? Mă bucur foarte mult. Deci îi trebuie să notez. Neela, ai terminat pe între primii? Da. X1 egal cu 0 și x2 egal cu 1. Perfect. Vei avea note. Îți voi pune nota 8 pentru lucru individual. Ea a anunțat că a avut așa, ai avut și tu, terminat? Ia să văd. Nu ți-a dat așa. Este extraordinar de frumos, pentru că de aici am și, noi și învățăm ceva, nu? Când ai rezultatul corect, anunț, am un rezultat corect. N-a fost un rezultat corect, ne asumăm și asta este. Ia să vedem. Mai greu am făcut altfel. Deci de aici am notat... am notat radical din 6 minus radical din 5 cu A. Da. Mai întâi am notat cu T ăsta, da. Radical din 6 plus radical din 5, așa. Am ajuns, eu am... Stai o secundă, stai să vedem. Faptul că e notat numai cu un T și din coași tot T e greșeală asta. Că nu e același T, e unul pe T. Păi T e supraradical din 6. Nu. Ai greșeală, uite-te că la noi, la tablă, am avut unul pe T. Deci s-a estrecat. Chit că ai avut același trebuie, dar s-a greșit din punct de vedere. Uite-te pe tablă. Uite pe tablă. Nu are nimeni nimic cu tine. Da? Chiar dacă ai ajuns la același rezultat, deci chiar dacă ai ajuns la același rezultat... Așa mi-a dat X1 egal. Bun, ți-a dat, dar greșeala îți aparține aici. Da? Unul pe te trebuia. Da. Ia să vezi și la tine. Sigur că am promis tuturor celor care termine chestiuni înainte. T plus 1 pe T egal cu 2. Și tu ce mai ai lucrat după aceea? Aici am făcut. T1 și T2 am făcut prin delta. Nu. Dacă ai mai lucrat vreo ieșițiu ca să-mi dovedești că ai lucrat mai în față. Tu lucrezi mai înainte, da? Știi ce am spus-o? Cine termină înainte, lucrează un alt ieșițiu. Da. Are corect terminat ieșițiu și tu ai nota 8. Același lucru. Acum, eu vă propun să încercăm din nou. Cineva să ies la tablă. Boțoc, ce ai înțeles tu din toată lecția pe care am desfășurat împreună? Ce ai înțeles tu? Cum se rezolvă... Nu vreau să fii cinstit acum, vreau să fii foarte sincer. Dacă tu ai înțeles ceva care eu mi-am dorit să-ți comunic, ținându-te la tablă, toată perioada, o oră întreagă, sacrificând o oră cu ei și acesta. Dacă tu ai înțeles ceva. Da. Ce ai înțeles? Cum se rezolvă? Nu. Altceva nu îți comunic. Ia să vedem din clasă cineva dacă a înțeles mesajul meu. Ce am dorit? El trebuie să apuce să învățat. Să apuce de învățat și încă ceva am demonstrat. Că poate. Da, poate. Deci am demonstrat că poate. Mai precis. Am arătat tuturor că se află și am arătat și lui că se află într-o situație grea, că nu știe lucrurile elementare de jos, că oricât ar încerca acasă să facă un exercițiu, nu va reuși niciodată dacă n-a stupat golurile, că în timpul lecției de cele mai multe ori desenez de pe tablă, desenez, fii atent că eu mi-asum ce spun, desenez, deci nu te întrebânțez deloc, pentru că acele goluri te lovesc foarte tare și atunci... Tot făcând acest lucru în fiecare oră, a ajuns în situația în care a ajuns. Și după o oră întreagă de lucru la tablă, i-am demonstrat că poate. Ați văzut, am luat proprietățile, nu le știai,
am încercat să le deduci tu. Ei, trebuie să te apuci, să știi că matematica presupune un efort și din partea celui, un efort destul de mare, spun eu, și din partea celui care se apleacă asupra ei. Nu pot învăța eu în locul tău, nici altcineva. Asta vreau să spun. Acum, fiindcă ți-am demonstrat acest lucru că poți, eu trebuie să știi notez. Vreau să particip la ce crezi tu, ce notă crezi că meriți. Dar tot așa bine, știi bine că noi am mai făcut-o. Ce notă crezi tu că meriți? Sunt domnul profesor. Nu, haideți să fim serioși, că purtăm o discuție cu respect. Ce notă îți dai tu? Știi bine că de fiecare dată v-am invitat să vă dați și nota, la lucrurile asta facem? 5. Să văd ce, pe ce argumente merge pentru nota 5. Nu, dar cinstit, este părerea lui, este nota care și-o dorește, așa evaluează el, nota 5. Pentru motivele, spune. Hai, te rog să vorbești. Hai, ce mai e să... De ce crezi tu că 5? Da. Este părerea lui, nu argumentează. Refuz să argumentezi, da? 5 și punct. Da? 5 și punct, că nu discut. Vrea 5 omul și atâta tot. Vreau să te pronunț. Tu ce notă crezi? Da, așa, cu foarte multă naturalețe, concret despre ceea ce știi când notezi eu și cum... Ce notă? 4, pentru că nu știe lucrurile elementare. 4, te gândești la 4, pentru că nu știe lucrurile elementare și se argumentezi foarte precis. Te gândești la 4 pentru că în anumite momente am mai condus calculul, dar face grave greșeli, nu? Face grave greșeli. Are momente când dă totul peste cap. Dacă n-ar fi fost ajutat, el n-ar fi ajuns nicio clipă la sfârșitul ieșiților. Nici o clipă. Dacă stăm să ne gândim, e vorba de nu știi cum se împar două puteri cu aceeași bază, cum se mulțesc două puteri cu aceeași bază. Multe, enorm de multe greșeli. Enorm de multe. Nu? Asta e părerea ta. Bun. Altcineva, un alt punct de vedere. Te rog pe tine. Ce notă crezi tu că, dacă tu ai fi în locul lui, ce notă e? Ți-ai dat tu, urmărindu-l pe colegul tău. Am dus-o acasă de exercițiu. Ia, dar cu ajutorul clasei și al dumneavoastră. Deci ai dus la capăt, clar, cu ajutorul clasei și cu al meu. Bun. Și ce notă îi dai tu? Ce notă ți-ai dat tu locului? Hai. Între 4 și 5. Între 4 și 5. Tu oscilezi între 4 și 5. Bun. Altcineva? Bun, te rog, te rog să... Nu știu. Să zicem că ar fi bine să dați un 5 așa de încurajare și să vă rămână dator. Să pună mâna să învețe. Să mă rămână dator și pună extraordinar de frumos să-mi spui. Îmi place așa chestia asta. Deci merge pe o chestie de stimulare. Și mai te gândești probabil și la altceva. Că probabil el are niște note proaste, să zicem, eu nu știu ce note are. Și că notele, ce note ai bătut? Iată să discutăm. Cât? Doi de doi. Spune, dar cinstit, acești doi de doi pe care i-ai luat, ți-au dat vreun pic de gândit? Ai stat un pic așa în dialog cu tine? Ce mă fac eu? Mă apuc sau nu de învățat? Da? Și crezi că acum te-ai apucat vreun pic de lucru? Da. Da? Îți dau 5 atunci. Merg pe 5. Pentru că mi se pare frumos și corect să-l putem sprijini. Sper să-l fi câștigat cu ocazia asta și să apuce de învățat. Sunt de acord. Dar de acum încolo va trebui să fie foarte abitur. Să demonstrezi că mergi la ceva. Da, da. Deci încrederea care am acordat-o prin nota respectivă, ca și stimulent, de fapt, în clipa de față, trebuie să-l determin, să apuce cu toată hotărârea. În clasă aș vrea, din clipa asta, Boțoc, să nu mai fii pasiv. Aș vrea să ai puterea și să spui, domnul profesor, aici n-am înțeles, aici nu înțeleg, nu știu ce să fac acum, acum sunt blocat. Uitați, v-am dat libertatea să lucrați individual, da? Din nou, facem un ieșițiu în același stil. Vă place chestia asta? Nu-i, da. Nu-i interesant? Da. Deci și aproape vă place, nu prea vă place.
Îmi place, Gheorghe. Și pentru că ai avut chestia ca aproape, chiar nu-ți place cum trebuie, poftim la tablă. Ia și un exercițiu. Ia și un exercițiu cu tine. Da. Ia și un exercițiu cu tine. Unul care crezi tu că... Iar ceilalți în bancă. Atenție! Pornim următoarea chestiune. Ceilalți în bancă vor face ce credei pe măsura posibilităților. Da? Exerciții mai ușurele, care le găsiți în manual pentru început, pe măsura posibilităților voastre. Da, 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 mergeți cu cel la tablă. Dacă cumva Gheorghe merge mai bine, încercați să mergem cu exercițiul de la tablă. Și încă ceva, atenție, și încă ceva. Ce nu se pricepe, spuneți, domnul, să stop un pic. Gheorghe, mai ușor, că nu înțeleg aici. Cine face intervenții pentru a-l potoli pe Gheorghe, îi dau notă. Atenție! Deci, mai rar când am înțeles aici. Vă stimulez și pentru treaba asta. Dați drumul, poftim la treabă, Gheorghe. De genul acesta sau parametri? Treaba ta. Problema ta. Dar eu zic, pentru început, nu cu parametru, dăm un aproximativ pe modelul ăsta sau altceva. Un alt model. Ca să nu ne ducem prea sus, pentru că colegii nu pot să urmească. Ia să vedem. Ai tu regășițul și propriul lui Gheorghe? Ia care e? Spune, pagina și ieșiți-o. Pagina 55. Pagina 5. A5. D. Punctul D. A5. Punctul D. Să vedem. 3. La radical din x minus 5 este egal cu 1 supra radical din x minus 4. Da. 3 la radical. Extraordinar, Gheșițu. Dar a scris atât de puțin, foarte puțin a scris și pare un Gheșițu la prima vedere destul de interesant. Să vedem ce propuneți voi. Deocamdată pe 1 ca 3 la 0. Și crezi că te va avantaja? Nu. Să nu mai avem radical. Să nu mai avem radicalul jos. Și când vedeți un radical de ordin par. Trebuie să spun. Vine x minus 4 la puterea minus 4. X minus 4, da? 1 pe 2. Sau radical de x minus 4 la puterea minus 4. Da, dar o secundă, când vedeți radical de ordin par, ce faceți voi? Deci x diferit de 0. Nu diferit de 0. Mai mare. Ce subradical trebuie să fie mai mare decât 0. Deci la radicale de ordin par, copii, condiția urgentă este că tot ce e subradical să fie mai mare egal decât 0. Și deci x minus 4 mai mare sau egal cu 0, dar x minus 4 fiind la numitor mai mare strict. Strict, că n-are voie să fie și 0. X mai mare ca 4, x aparține. Da. De la 4 la 0. Bun. Bun. Celălalt. Radical din x minus 5. Da. Mai mare și egal. Da. Ca 0. Da. X mai mare și egal ca 5. X aparține. Da. De la 5 închis. Da. A pus infinit. Corect. Da, 5 a pus infinit. Gheorghe, deci cu X și de unde? Unde căutăm soluție? De la 4 la 5 la 5 plus infinit. Acolo este, da? Intersecția înseamnă la 5 încolo. Deci spune-mi. Căutăm X și de la 5 încolo. Nu ne interesează X negativ. X în mai mic decât 5 nu ne frem, nu ne interesează. Nu avem treabă cu el. De la 5... Pentru că am fost scoate în subradical aici. Cum? Deci 3 la X minus 5, totul la 1 pe 2. Hai, putea scrie așa. Și hai ca la șah. Mutarea următoare. Ce mai faci dacă scrii la 1 pe 2? De X minus 4 la 1 pe 2. X minus 4. La minus 4. Mai da, eu ne ghești frumos. Așa, și pun un logaritm. Da, vezi tu, Gheorghe, ai ghinionul ca colega ta
să fii nimerit un egheșuț atât de frumos, atât de elegant, atât de deosebit, încât trebuie să fii recunoscătoare. Nu știu, dar trebuie să spun așa, vă rog să fiți foarte atenți la următoarea chestiune. În partea stângă, noi, la urma urmei, avem o funcție exponențială. Hai să notăm cu F1. F1 de X, să notăm așa, F1 de X este egal cu... Cine credeți? 3 la radical din X minus 5. Deci F1 egal cu 3 la radical din X minus 5. Stați o să am pronunțat funcție. Da? Și F2 de X foarte bine, F2 de X în partea dreaptă. F2 de X este 1 pe... Vă propun un lucru. Ca urmare am pronunțat cuvântul funcție, da? F1. Dar e bine să specificăm pentru F1, să vedem domeniul definiție. Să vedem. Că știți voi, când am pronunțat cuvântul funcție, trebuie să stabilim X și ce mulțime poate să parcurgă. X și ce mulțime. Am stabilit împreună. F-ul e definită de la 5 încolo, să lucrăm, da? 5 plus. Deci F-ul e definită de la 5 la plus infinit cu valori. În? În ieri? De la 0 la plus infinit, că este o exponențială. Corect. F-ul e definită de la 5 încolo cu valori de la 0 la plus infinit. De fapt, funcția ce face? Ce realizează o funcție? O corespondență. Nu ar fi bine să facem și tabelul de valori? Haideți să ne propunem să facem asta. Iată că ne apucăm de o chestie. Am părăsit rezolvarea ecuației. Parcă am părăsit-o, că altceva parcă ne frământe acum. Deci, X... Nu, Gheorghe. Vreau numai mulțimea valorilor. Adică, pe prima linie pui X și jos Y ce care apare. Da? Corespondența. X-ul și F de X-ul, corect. Y. Deci X și care vin de unde am spus? De unde încep X și? De la 5. De la 5. Așa pui, de acolo, la 5. Nu, chiar din capătul de la 5. Pentru tine asta este. X de la 5, așa. Plus, până la plus, poate pe acolo. Așa. X-ul pui acolo. Că X-ul este ce? Și jos punem F1 de X. Gheorghe, păi în legătură cu o funcție, pe noi ne interesează Y-ce care apar. Ca a studia o funcție înseamnă a vedea ce se întâmplă cu Y-ce care apar. Și hai să vedem.